Atelierul de teatru de la Clubul Artelor al Palatului Culturii Teodor Costescu își continuă activitatea în luna septembrie. Repetițiile vor începe în curând, după cum au anunțat organizatorii. Clubul este deschis tuturor celor care iubesc teatrul și au vârstă de până la 35 de ani. Trupa Teatru Fără Frecvență se reunește pentru repetiții în zilele acestea. Tinerii pasionați de teatru sunt așteptați la Clubul Artelor al Palatului Culturii Teodor Costescu. Palatul Culturii Teodor Costescu și Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin sprijină inițiativele tinerilor. Astfel, la Clubul Artelor Open Mind al Palatului Culturii continuă seria de manifestări în cadrul proiectului Atelierul de teatru. Ce trebuie să știe publicul severinean, anume că sunt permiși de această dată tineri până în 35 de ani, din care se va face o selecție pentru completarea trupei de teatru. De asemenea, se va face un casting și prin această inițiativă se dorește, de fapt, stimularea tinerilor, folosirea timpului lor rațional și într-un mod plăcut. Repetițiile au loc din 16 până în 18 septembrie la ora 18:30.